Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Așa cum știți, săptămâna trecută și în județul Neamț, ca în toate județele țării, sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, au pichetat prefecturile și au dat pe față nemulțumirile care le au, în primul rând, față de legea salarizării, dar și față de alte lucruri care nu merg în învățământ. Pentru a dezbate toate aceste probleme cu care se confruntă sindicatele din învățământ, l-am invitat astăzi pe domnul inginer Gabriel Proscă, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Bună ziua, bine ați revenit la Roman 24. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi dacă legea salarizării este singurul măr al discordiei în această perioadă. Nu, suntem foarte bogați în mere ale discordiei. Legea salarizării este numai unul dintre ele, iar ordonanța de urgență a Guvernului 20 pe 2016 a fost picătura care a dat pe afară conținutul întregului pahar. Nu, noi am mai discutat, doamna Ordean, problemele legate de sistemul de învățământ. Din păcate, în loc să încercăm să o luăm de la un capăt, să găsim soluții, problemele devin din ce în ce mai grave. Și la fiecare schimbare de ministru apar... Bineînțeles, iată, sunt 26 de ministri după 90 încoace în sistemul de învățământ. Anul și ministru, deși au fost ani în care au fost și câte doi. Și câte doi, da. Revenind la discuția legată de problemele din sistemul de învățământ, sigur că s-au mai rezolvat de-a lungul timpului unele, dar problemele care s-au evit au fost mai multe decât cele rezolvate, așa încât astăzi vorbim poate mai mult ca oricând despre o eventuală intrare în colaps a sistemului de învățământ. Sper din tot sufletul să nu se întâmple asta, sper ca din tot sufletul ca cei care conduc în țara asta, președinte, guvern, parlament, să-și îndrepte privirea către sistemul de educație din România, să intervină. Suntem conștienți că nu toate lucrurile se pot rezolva dintr-o dată, dar să avem o perspectivă, în primul rând să începem prin a recunoaște problemele și a identifica problemele care sunt în sistemul de învățământ, a face o strategie pe, eu știu, termen mediu măcar, și după aceea să fim consecvenți în implementarea soluțiilor pentru problemele respective. Altfel, o să vorbim și la anul tot despre acele probleme sau poate chiar mai multe. Bun, mi-ați punctat în această primă intervenție a dumneavoastră o parte din problemele învățământului. Cancelariile sunt totuși frământate de foarte multe probleme și nu știu, în unele spiritele sunt mai agitate, în altele oamenii încearcă să-și ascundă și necadurile, și nevoile, și nemulțumirile. Da, unii s-au resemnat cu situația și au pierdut speranța că în România poate fi altfel decât rău și este o stare așa deloc propice pentru procesul de învățământ, pentru actul educațional și totuși acești oameni, în ciuda acestor, eu știu, dezamăgiri, lipsă de speranțe, încearcă să-și facă majoritatea dintre ei datoria. Acum, sigur că sunt frământate de multe probleme. Să încep cu ce doriți să încep. Plecăm de la bani, desigur. E vorba de finanțarea, această finanțare cronică, subfinanțare cronică, de care are parte sistemul de învățământ de ani buni. Niciun guvern până acum nu a alocat acel minim de 6% din produsul intern brut. Fiecare a dat cât a putut, adică niște cât a vrut. Cât a vrut.
Corect. M-a alocat, cum îmi place să zic, niște firimituri bugetare și sistemului de învățământ ca să nu moară de tot. Acum, de ce este atât de importantă o finanțare corectă pentru sistemul de învățământ? În primul rând, este vorba despre un calcul corect pentru costul standard pe LRF. Acest cost standard, o spunem de ani de zile, nu este corect, deoarece nu ține cont de realitățile din fiecare unitate școlară. Și care este consecința? Începând de pe luna septembrie, începem octombrie, începem să vedem că banii nu mai ajung pentru salarii. Păi, și există și există. Este pericolul de a rămâne pe sfârșitul anului. Suntem acum în octombrie. În octombrie. Ce vreau să vă spun? Ultimele două luni să fie bani de salarii. De ani de zile am avut parte de astfel de frământări și este nedrept. Adică tu te duci și-ți faci datoria, dar nu ești sigur că îți vei primi plata corespunzătoare. Unele unități școlare au avut probleme chiar în luna august și în sfârșit s-a intervenit acolo și s-au mai rezolvat la Ruginoasa, de exemplu, școala Ruginoasa. Acum, sigur că... Dar de ce a rămas? Că nici nu e o școală așa de mare, nici nu... Noi acolo am făcut o analiză împreună cu directorul școlii. Școala a făcut demersurile necesare către primărie. Primăria, la rândul ei, au făcut și către inspectoratul școlar, a făcut demersuri mai departe, deci corect. Vreau să spun că școala și autoritatea locală au procedat corect, numai că banii n-au fost. Unde s-a rupt, nu știm exact. Cert este că am intervenit, am luat legătura cu trezoreria, acolo li s-a spus o posibilitate, și anume aceea de a fi realocate sume din trimestrul 4 în trimestrul 3, desigur numai pe baza unei cereri din partea inspectoratului școlar, iar trezoreria ne-a spus, ne-a asigurat că ei vor face toate demersurile cât mai rapid la Ministerul de Finanțe să fie de acord cu aceste realocări de sume. Lucru care s-a și întâmplat și în momentul de față salarii au fost luate acolo. Dar avem și alte unități școlare. Dar liceul Petru Rareș, vă spun. Vreau să vă întreb că, din câte mi-amintesc eu, așa cu memoria mea de jurnalist, acolo la Ruginoasa a existat la un moment dat un conflict deschis între primarul Nicu Chirilă și conducerea școlii. Nu, în momentul în momentul de față, din informațiile care avem, se colaborează bine, se colaborează corect, primăria, primarul... Cine e director de școală acum acolo? Este o doamnă... nu scapă exact numele. S-a înscris la concurs, nu știți? Da, da, da. Da, este înscrisă la concurs, a și promovat... proba scrisă, dar este o colaborare bună cu primarul... de acolo și sperăm ca acolo lucrurile să... Acolo se pare că conflictul mai accentuat era la grădiniță, unde era fiica fostului primar, care e povestea aceea politică. Da, au fost niște conflicte, eu știu, locale de acolo, alimentate de o parte, de alta, nu știu. Cât contează? Foarte mult, enorm. Pentru o comunitate, atunci când există conflict între școală, primărie, primar, Consiliul Local, desigur, lucrurile n-au cum să meargă bine. Dar... Spuneați că și în alte... Da, voiam să vorbesc despre liceul Petru Rareș, un liceu de referință pentru județul Neamț și ei au probleme pentru ultimele luni de salarizare. Din aceste motive, ieri am avut o comisie paritară la inspectorul școlar și am rugat inspectorul școlar să transmită școlile. Adică să facem o analiză, să vedem cum stăm în fiecare școală cu fondul de salarii. Iar acolo unde stăm rău, să încercăm rezolvarea fie printr-o realocare
de la unitățile școlare care au un excedent, deși mă îndoiesc că există un asemenea caz. Nu, ca fiecare și-a cheltuit banii. Sau să ne pregătim cu sumele necesare pentru rectificarea de buget care se spune că va veni. Speranța... Chiar discutam cu un lider politic și care spunea că nu mai există speranță ca până la sfârșitul mandatului acestui guvern să se facă o rectificare și mai ales pozitivă. Eu informația pe care o am că va fi o rectificare. Asta o am de la conducerea federației noastre și sperăm să se întâmple așa, că altfel vor rămâne oamenii foarte mulți fără salarii și dacă va fi o dramă. Dacă vă referiți numai la salarii, dar eu vorbeam de rectificare ca și demers pur contabilicesc pentru la nivelul întregii comunități care finanțează de acolo, trebuie să ne gândim la comunități locale, căldură, bine, e o altă problemă. Eu vorbeam acum despre finanțarea de bază, care vine de la bugetul mare și care cuprinde în principal salariile. Nu se poate atinge nimeni, numai să fie. Dar dacă nu este, nici n-ai de ce să te atingi. Despre asta este vorba, dar acum, mergând mai departe, nu este vorba numai de salarii. Sigur că pentru asta muncim și trebuie să vorbim Două treimi din bugetele locale sunt cheltuite pe utilități, nu? Să ne gândim. Deci, să nu ne fie teamă să spunem că muncim și pentru a primi salariul. Deci este foarte important, dar nu numai salariul. Dar vorbiți acum de utilități. Păi, cred, încă probleme, n-a venit iarna. Dar noi știm că nu în toate unitățile școlare lucrurile stau foarte bine, în sensul că copiii... Asta merge? Da. Copiii nu vor suferi de frig. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu avem aceeași bază materială în toate unitățile școlare. Și atunci vorbim de egalitate de șanse și noi trebuie să ducem aceste condiții cât mai apropiate de acelor din unitățile, eu știu, de referință ale județului și la Boighecea sau la Slobozia și așa mai departe. Așa ar trebui într-o normalitate. Bun, mai departe, iată lipsa fondurilor și lipsa alocărilor bugetare corespunzătoare duc și la, sau au efecte negative și asupra formării personalului didactic. Desigur, vorbim despre calitate. Păi calitate o faci cu oameni pregătiți. Oamenii pregătiți au nevoie de formări, mai ales în zilele astea în care vedeți, eu știu, informații, deprinderi și nu știu ce, sunt niște schimbări extraordinare. Ca să ții pas cu astea trebuie să... Dar formarea aceasta continuă, în bună măsură, nu este asigurată cu fonduri de la bugetul de stat și de multe ori trebuie să fie plătite către colegii noștri, ceea ce nu e corect. Apropo de formare și de resurse, la un moment dat cadrele didactice primeau cei 200 de euro. 100 de euro. S-a terminat cu ei. Începem să-și uităm. Păi, de vreo 4 ani sau de 5 ani. Ultima dată ne-am dus pentru 2009 sau 2010 și ne-am dus în instanță ca să îi obținem. Da, uite, sunt mai mult, 5-6 ani. Nu se mai vorbește de așa ceva. O să le povestim la nepoți despre odată a fost așa ceva. Bun, una din marile noastre nemulțumiri și marile probleme ale sistemului de învățământ o reprezintă cele două tipuri de finanțare pentru navetă. Naveta cadrelor didactice care se ocupă strict sindicatele și naveta copiilor de care se ocupă comunitățile locale. Cum stăm pe cele două paliere din acest punct de vedere? Mai aveți litige în instanță? Da, dar aș dori să fac o precizare. Nu sindicatul se ocupă de naveta personalului didactic, noi ne ocupăm... Nu gestionează. Exact. Acei bani pentru decontarea navetei vin prin finanțarea
complementară în bună parte de la bugetele locale, dar și din cote defalcate de TVA, cote defalcate de TVA la care de foarte multe ori consiliile locale nu le solicită. Da, sigur că avem încă probleme, cel mai gravă care ar se simți, este în Văleniu, care avem hotărâri judecătorească și care nu se pune în aplicare. Și una dintre problemele care ar putea fi rezolvate în plan local și pe care am discutat-o când la acțiunea noastră de proteze la prefectură și cu conducerea prefecturii a fost și aceasta. Adică, da, da, probabil că nu cunoaște situația financiară de la Băleni. Și, în general, bugetele locale sunt goale la ora actuală, pentru că foștii primari au cheltuit tot ce au avut până în campania electorală și bugetele locale sunt efectiv bate vântul prin ele la ora asta. La Văleni chiar s-a schimbat primarul. Noi am avut, discuții cu și cu primarul de dinainte și cu primarul. Nu s-a schimbat nimic. Problema este așa. Este un primar liberal acum, dar a moștenit atâtea datorii. Eu știu că vin și niște sume pentru echilibrarea bugetelor locale. Păi nu prea au venit prin anul ăsta. Păi unde sunt atunci banii? Unde sunt? Că avem creștere economică, avem de toate, în salarii nu sunt, în navetă nu sunt, în nu știu ce utilități, nu știu unde sunt banii. Discutam de rectificare. Prima dată când până la sfârșitul lunii octombrie nu s-a făcut rectificare. De regulă rectificările se făceau prin septembrie. Nu, și în octombrie se făceau. Nu e o regulă că în septembrie se făceau unele în vară și s-au și făcut în iulie, mi se pare că a fost o rectificare. Na. Acum, spuneți că n-ar fi, păi da, toată lumea spune că avem o creștere economică sănătoasă. Pe consum, că, cum să fii sănătoasă dacă e pe consum? Păi, așa zic. Acum și pe consum. Adică noi trebuie în permanență să mâncăm pe trei sferturi ca să ne fie frică că mărim consumul dacă mâncăm cât trebuie și ce trebuie, oare? Da, da, păi, când consum și consumi îndeopște ce importi, nu poate. Păi creșterea, părerea mea este că atunci când ai creștere economică, asta îți permite și să ai un câștig mai mare și atunci care îți permite și să cheltui mai mult sau să mă duc în vacanță. Păi așa tot stăm. Toți stăm și că avem creștere sănătoasă. Nu? Întorcându-ne la problema navetei, cadrele didactice, unde aveți procese? Procese în momentul ăsta nu avem. Hotărâri avem, unele au fost puse în aplicare, deci cu alea ne-am lămurit. Deci cazul clasic acum este cel de la Văleni. Desigur că vreau să vă mai menționez un lucru, că pe piața de contării navetei, ca să zic așa, lucrurile sunt foarte fluide. În sensul că acum primăriile plătesc. S-ar putea ca unele peste o lună să nu mai plătească sau să nu mai plătească până în martie. Deci sunt niște schimbări permanente. Foarte puține primării, și aici aș vorbi de pildă de primăria de la Săboan, despre care mai vorbim și altă dată, care plătesc la timp, consecvent. În fruntea cărora sunt cadre didactice, sunt cele care nu vă fac necazuri, nu cred că ați avut Nu, în general nu. Așa unde avem colegi, da, cadre didactice și, da, vedeți că și eu știu, faptul că ești cadru didactic, până la urmă ține și de calitatea de om, de respectul pe care l-ai vis-a-vis de comunitate, vis-a-vis de instituțiile fundamentale ale comunității. Așa, în general, școlile arată ele bine și există o emulație despre care am mai vorbit și altă dată la întâlnirea dumneavoastră între primari, un soi de fală, de mândrie ca școlile să arate foarte bine într-o localitate. Doamne, știți cum se spune? Școlile, drumurile, cam cu asta eu aș vrea să văd și preocupări, numai de vopsi gardul. Ci să vedem și dotarea. Și, păi da, și leopardul dinăuntru? Păi așa, să vedem și dotările. Dotările pentru școli, nu? Că până la urmă, știți ce, prefer să am material didactic
de ultimă oră pe care să-l folosesc, să-l pot, să am condiții să-l folosesc, decât să fie frumoasă, frumos văruita școală. Într-un top, bine, ideal ar fi și una și alta să fie, da. Dacă ar fi să faceți un top al modului în care arată școlile la care ați dat dumneavoastră... Domnul, mi-e greu, că eu nu am văzut chiar toate școlile și n-aș putea să dau nota 10 la cineva, deși sunt profesor și evaluarea na, este unul dintre atributele mele, dar n-aș vrea că poate n-am văzut pe toate și unii sunt de 10 și... Mișcați destul de mult. Bine, mă mișc, sigur că da, dar sunt școli care întotdeauna au arătat bine și arată și acum. Uitați, școala 1, eu îi spun școala Vasile Alexandru, fost școala 1, care a rămas o școală de top, este școala fostă 11, Mihai Eminescu, școala 4. Sigur, iată, uite, salutăm și Roman Vodă prin faptul că în sfârșit s-a reușit inaugurarea corpului B, care e un lucru extraordinar. Nu numai că e o bijuterie, este ceva extraordinar, fiindcă condițiile în care se învățau în corpul D erau de neimaginat. Vă referiți la D sau la B? Nu la... Păi da, B-ul s-a dat, dar s-a învățat în... Bine, s-a învățat în două schimburi, în corpul D. Păi da, este un internat transformat și cu 30 de copii într-o săliță, de aia vă dați seama ce e. Da, discutam la conferința de presă de săptămâna trecută și domnul primar ne spunea acolo că au fost probleme și cu încălzirea și că s-au schimbat și acolo s-au schimbat și centralele. Din cele primite de la Piatra Neamț în mod gratuit de la Piatra. Dumneavoastră știți că vedem și toți care romașcani au văzut cât timp a stat clădirea aia în reparații, întreruperea reparațiilor și normal că se degradează. Problemele tehnice și au apărut. E o clădire frumoasă de patrimoniu, însă cu problemele ei. Și, acum sigur, nu mai are. Păi nu acum nu mai are. Ne uităm cu drag la ea și sperăm că și altele să fie la fel. Dar nu mi-ați spus un pic cum arată școlile din mediul rural. Păi vedeți, cu mediul rural, dacă mă duc pe la Girov, văd o școală frumoasă. Nu. La Dulcești n-am mai coborât în ultima vreme, că știți că din principal se coboară puțin acolo, dar și acolo arăta îngrijit, chiar și școala de la Ruginoasa despre care vorbeam. Deci, în general, nu știu, n-am ajuns la Slobozia, n-am ajuns la Boighicea, dar la Boighicea, din câte știu, și acolo este un primar... Acum e altul, s-a schimbat primarul, nu mai este și s-a făcut rocada, s-a întors la conducerea școlii. Dar Mihai, cel puțin pentru perioada care a fost primar, el a avut grijă de școală. Normal, că era nevastă sa directoarea. Dom'le, așa a vorbit și despre Ion Creangă, despre primarul de acolo, că a avut grijă de școală, că era nevastă sa director. Acum putea să fie primar și chiar dacă era nevastă să n-aibă grijă. A avut grijă și asta e un lucru bun. Sigur că am fost la Vălene, am văzut școlile noi făcute. Sunt școli... Da, acum... Păi, pentru că dar... în campania electorală un primar iese pe de o parte cu școală, știți cum sloganul, școală, stradă și spital. Deci, școala e pe primul loc, urmează apoi modul infrastructura rutieră, așa și... Care e mai apetisant asta, rutieră, da. Infrastructura, acolo e mai frumos. Da. Și... contează și de unde iese bănuțul. Păi vedeți. Și bănuțul și voturile. Acum, o școală este frumoasă, însă când ea arată bine, când are material didactic, când copiii ăia care vin acolo sunt frumos îmbrăcați, când personalul didactic arată așa cum ar trebui să arate, când vine la școală fără griji, când are salariul la timp, când are salariul decent. Apropo de asta, săptămâna trecută, dacă ne referim temporal, în ședința de guvern de săptămâna trecută s-a pus în discuție și proiectul acela experimental referitor la alocarea unei mese calde
pentru copii. Nu știu dacă județul Neamț face parte. Nu. Știu de sectorul 1 din București și am și discutat 15 școli, parcă din sectorul 1, și am discutat cu asta despre colegul meu de acolo. Problema este că este o alocație parcă de 7 lei. Păi din 7 lei 2 lei se ia pe mână, cum se spune. Dar pâinea, cât dai? Și atunci, iar facem niște lucruri alandala, adică care nu cu alocații insuficiente și este nimic. Da, gândiți-vă că județul Neamț se numără printre județele în care la ora actuală nu s-a făcut licitație pentru cealaltă parte a programului, care am înțeles că va merge în paralel cu asta, cornul și laptele. Deci, doamna Ordean, a fost tot timpul, am văzut probleme și cu cornul și cu laptele, că produsele uneori nu erau corespunzătoare, erau aruncate prin curtea școlii și așa mai departe. Sunt mari discuții. Copiii nici nu se uită la... Vorbesc cei din mediul rural, urban, deși cei din rural, sunt foarte multe locuri în care doar aceea este mâncarea pe care o are copilul la școală. Cu acele cătune... Da, eu sunt de acord. Și ideea cu o masă caldă... În alte țări se aplică și temeinic și fără niciun... Adică nu am inventat noi nou ceva acum. Numai că noi, ca de obicei, luăm totul așa, superficial și nu facem lucrurile cum trebuie. Și atunci și acțiunea în sine nu va fi. Referitor la ce mă întrebați dumneavoastră cu naveta elevilor, sigur că, da, știu că au fost... Nu este preocuparea noastră asta. Noi ne ocupăm de problemele personalului didactic, membru de sindicat. Dar desigur că și cu astea venim că la un moment dat ne pomenim că e jumate clasa de elevi. De ce? Nu a mai avut cu ce să vină la școală. Sigur, sunt cazuri de astea. Dar din câte știu eu, din ceea ce știți dumneavoastră cu naveta elevilor acum? Păi, din ce am văzut documentul acela, actul normativ de la guvern, se vor deconta. Acum, de la act normativ și până în practică, noi suntem învățați. Da. Numai asta, dar aici a mai existat o problemă și o știți foarte bine și dumneavoastră, probabil că și în ceea ce privește naveta cadrelor didactice la fel. Știți că operatorii aceștia au cam sărit calul și... Transportatorii, da. Doamne, acolo sunt cei care organizează licitațiile. Noi nu avem niciun fel de amestec în așa ceva. Știți la cât a ajuns naveta unui, ori dacă un cadru, deși pentru și un cadru didactic să scoată din amărâtul ăla de salar, mai ales dacă nu are grade didactice, deosebit să scoată atâția bani pentru navetă, nu e ușor. Și se lasă. Cel puțin debutanții sau nu mai vorbim de cei necalificați, că nu știu dacă mai există acum necalificați. Aici trebuie să intervină așa cum sintagma, care se spune organele abilitatele statului, adică sunt fel și fel de, eu știu, instituții de astea care ar trebui să reglementeze și să protecția consumatorilor, să se sesizeze, dar la noi e greu ca să ne armonizăm împreună. Dar altfel, asta este situația. Vorbeați de comisiile paritare. Care au mai fost alte teme de discuție ale ultimelor ședințe în aceste comisii paritare de la începutul anului și până acum? O altă problemă a fost legată de... Noi mai avem niște hotărâri judecătorești care trebuie să le aplicăm. E vorba despre de dobânzi. Bine, mai avem de luat pe 2017 banii pe diferențele salariale, dar avem câștigate... În 2017 avem. De luat în 2017, dar pentru ce perioadă? Păi, perioada este pentru care noi avem de luat diferențe salariale, este 1 octombrie 2008, 31 decembrie 2009, anul 2010 în întregime și anul 2011 până în luna mai.
Iar din sumele cuvenite sunt diferite procente și diferă de la unități școlare. La unele sunt pe 25%, altele sunt la ultima tranșă pe 35%, adică diferă în funcție de cum s-au pus ele în aplicare, fiindcă acești bani s-au primit eșalonat, procentual eșalonat pe mai mulți ani. Și unde sunt cele mai mari restanțe în acest sens? Păi nu avem restanțe în județul Neamț în ceea ce privește lucrul ăsta. Adică până în inclusiv 2016, sumele au fost achitate în avans încă din 2015 și au mai rămas sumele pe 2017, pe care dacă unitățile școlare își calculează corect și cer la timp, sumele o să le avem. Vreau să vă amintesc că s-au primit sume în avans fiindcă au existat niște bani în buget și mai mult decât atâta. S-au temut de procesele noastre care oricum s-au derulat pe dobândă, că am început să cerem dobândă. Noi am creditat statul cu banii aia care nu i-au dat la vreme și atunci trebuie și noi dobânzi, cum și statul ia dobânzi la noi și penalizează de la orice. Absolut, absolut. Revenind la ce vă spuneam, deci aceste dobânzi trebuie calculate și trebuie să le avem în vedere, fiindcă se lucrează, bănuiesc, se va începe să se lucreze la proiectul de buget pentru 2017. Și după... Deci, independent de celelalte hotărâri judecătorești care are, trebuie să calculăm și aceste... Eu nu cred că guvernul tehnocrat mai are timp să facă și bugetul. Mai mult ca sigur, după formarea Parlamentului, după discuția în asta, anul ăsta o să se întârzie bugetul. Păi premierul mi se pare undeva, că a devenit interesat de politică, așa că... Pe undeva, eu nu văd mai devreme de martie, aprilie, bugetul. Așa se vorbește, deci iarăși va fi înapoda. Mergem pe cel... Există o prevedere bugetară în care care nu se votează bugetul în Parlament, nu știu cât la sută se dă. Da, se din anteriorul și pe urmă se reglementează și e posibil să se întâmple așa. Noi însă am rugat școlile pentru adresă trimisă să facă lucrul ăsta și aș vrea să spun că nu prea am avut semnale că s-ar apuca de lucrul ăsta. Fapt pentru care în București am organizat o pichetare a Ministerului Educației. Și în urma acelei pichetări, singura realizare este acest acord. Este acest acord. Ce conține acordul? Acordul zice așa, că Ministerul va solicita inspectoratelor școlare județene ca până la data de 21 octombrie, el a fost încheiat pe 18 octombrie când a avut loc protestul, până la 21 să înainteze Ministerul o situație privind cuantumul sumelor necesare unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru plata acestor dobânzi, conform hotărârii judecătorești. Care e cuantumul? Ministerul va centraliza sumele și le va trimite la Ministerul de Finanțe. Poftim? La Neamț, care e cuantumul? Păi de unde să știu dacă oamenii ăștia n-au calculat? Deci n-au calculat. Păi sigur că da. Sigur că da. Deci s-a cerut. Unii au calculat, alții n-au calculat. Unii spun că nu știu să calculeze. Au apelat la noi. Dar încă o dată, noi suntem sindicat, nu suntem. Avem studii noi de specialitate. Noi ceea ce putem să le spunem, să le dăm decât baza legală. Dom'le, în baza asta este baza pe care să calculați. De calcul trebuie să facă compartimentele specializate în același timp. Mai mult, noi am solicitat inspectoratului și altceva. Ca prin compartimentul dumnealor de contabilitate de la nivelul inspectoratului să facă un fel de, nu știu neapărat instruire, o întâlnire de lucru cu cei care întocmesc statele de plată și trebuie să calculeze acestea, ca să avem o abordare unitară a modului cum se calculează aceste restricții. Să vedem ce o să iasă. Dar eu mă îndoiesc, o să avem ca și pe celelalte hotărâri judecătorești, câte bordei, atâte obicei, fiecare va calcula, îi se mai consultă așa între ei. Dacă nu ai o consultare organizată, unii o să facă într-un fel, alții într-un fel, megroază. În ce măsură sunt afectate sindicatele de învățământ de alegerile parlamentare și nu vă pun întâmplător această întrebare, întrucât sunt foarte mulți primari
vorbim de primarul Romanului, aflat pe loc eligibil, vorbim de primarul Cordunului, acolo nu prea e pe loc eligibil, astea sunt numai câțiva pe care știm că se găsesc pe listele la alegerile. Apropo de inspectorul școlar general, Viorel Stan, posibil pe un loc eligibil, chiar discutam într-o emisiune cu domnul Manoliu despre faptul că s-ar putea să aibă toate șansele, adică noi am putea avea toate șansele să rămânem fără inspector general. Bă, domnule, vedeți, ține și de opțiunea oamenilor. Acum stai și te gândești, domnule, pierdem un inspector general care și-a făcut treaba, bun. Așa? Și gândiți-vă, poate că și dincolo cu dinții de oameni ai Romanului, că nu vedeți că... Da, nu, pe Laurențiu nu-l poți opri, că are el al treilea mandat, a făcut cam ce trebuia pe aici prin Roman. Acum, dacă omul vrea să ducă școlul și poate de acolo ajută mai mult orașul, nu poți să-l oprești. În același timp trebuie să vină și alții din spate și să o ia iarăși să își facă ucenicia în astfel și pe urmă să meargă. E firesc, cred eu. Da, dar gândiți-vă, alte alegeri, alți bani, altă distracție. A, vă referiți la... Doamne, nimic nu se poate face fără cheltuială. Dar poate că beneficiul, având acești oameni, măcar cei doi despre care am vorbit acolo în Parlament, este altul. Poate că școala din Roman și școala nemțeană găsește altă înțelegere acolo când trebuie să deschidem niște uși. Credeți, haideți să ne gândim și așa. Credeți că acum depinde și de cine va ajunge la guvernare. Previzibil să ajungă PSD-ul, știu eu cu ce, previzibil să ajungă PNL-ul, mai sigur PNL-ul să ajungă. Credeți că se va trece din nou la numirea unor inspectori școlari generali, așa cum apolitici? Eu mă îndoiesc. Păi, deocamdată suntem încă, nu știu dacă s-au terminat, că încă mai aveam concursuri pentru inspector general. Deci, vorbiți că dacă este o numire până la... Păi, probabil să fie o numire până la organizarea unui concurs. Sigur că nu o să lași instituția fără șef. Uite, cum o se va întâmpla și cu școlile astea, unde directorii nu s-au dus sau... Sigur, nu o să îi lași. Acolo cu directorii nu s-au dus, e clară metodologia, se întâlnește cancelaria... Dumneavoastră ce ziceți, că o să fie numiri politice sau ce? Păi asta vă răspund eu. La concursul ăsta pentru directori... Toate au fost numiri politice. Toate. Da, da, ministerul... Toate, că stânga, că dreapta, că nedreapta, toate au fost. Intenția ministerului a fost ca odată cu organizarea acestor concursuri, de asta s-au și grăbit să le facă, să depolitizeze. Nu, doamnă, nu. Să știți că acest concurs, nu ministerul și nu ministrul ăsta l-a dorit atâta. Noi, sindicatele, țipăm de nu știu câți ani, că din 2008 nu s-a mai făcut. Nu, doamnă, dar atâta timp cât acolo, în comisiile alea, în comisiile sunt oameni care vin din sfera politicului, atunci, iertați-mă, eu mă îndoiesc că se va face depolitizare. Păi, în felul ăsta, în felul cum a fost organizat concursul. Am văzut într-un ziar județean o analiză foarte pertinentă a acestui fenomen legat de concursurile din învățământ. Și se spunea acolo, domnule, intenția a fost bună. Este clar că a fost bună intenția acestui minister, la, așa cum spuneți dumneavoastră, la îndemnul sindicatelor, la țipătul sindicatelor, dar modul în care au întocmit regulamentul acesta de desfășurare și modul în care, pentru că deodată au pus o barieră cu acele cursuri de management educațional pe care era obligatoriu să le aibă orice candidat. Păi cine a putut accede acolo? Cine a putut să se ducă de care din care au avut informații acolo? Nici n-am văzut neapărat o barieră în accesul unui om, dacă chiar și-a dorit să ducă. Nu am știință despre lucrul ăsta. Că cineva, domne, a vrut un coleg de-al nostru să se ducă la așa ceva și a fost oprit. De cine să fie oprit? Da.
Păi a fost oprit. De cine? Primul rând s-a organizat în foarte scurt timp. După aceea, puțin, dar aceste cursuri despre care nu s-au făcut acum, doamna Ordean. Ăstea se fac de ani de zi. Nu de acum, doar nu acum. Ați văzut înghesuindu-se acolo colegii ai noștri? Păi de ce nu s-au înghesuit? Eu sunt dezamăgit și datorită faptului că nu prea este concurență. Că, în general, uitați-vă că s-au cam dus cam aceeași, și colo mai este. Păi tocmai asta ziceam, e o altă mărie cu aceeași pălărie. Da, doamnă, dar sunt mult mai mulți colegi ai noștri care ar fi îndeplinit condițiile ca să meargă la concurs dacă și-ar fi dorit. Dar eu nu înțeleg de ce, că de regulă pe posturile astea de conducere, ținând cont de faptul că indemnizația aceea de conducere este la 50%, dacă a rămas procentul aceleași față de 10% cât iei pentru o dirigenție. Nu mai e 50%, este în funcție de complexitatea, de mărimea școlii și așa mai departe. Doamnă, în județul Neamț, directorii, pe vremea când noi am fost județ pilot, adusese domnul Creangă din 2004 un experiment care au fost în vreo 10 județe. Directorii câștigau foarte bine. În momentul în care s-a revenit la normalitate, nu câștigul, adică nu mi se pare, acum spun cu toată sinceritatea, și poate de asta și mulți colegi nu-și doresc, responsabilitatea unui director vis-a-vis de modul cum este retribuit, nu e o corelație corectă. Mi se pare că deci responsabilitățile sunt atât de mari încât salariile sunt enorm. Domnule, stresul până la urmă urmi, omul ăla n-are noapte, n-are zi, ferească Dumnezeu, apare o problemă în școală, director, vine un control, director, este unii fac lucrurile astea cu profesionalism, au o anumită experiență, însă și cu sacrificiu. Acum avem și directori pe care nu-i plâng, care așa nu sunt de foarte bine cum au primit toți în județul Neamț. Avem și cazuri de astea. Dar foarte mulți directori spun acolo toată priceperea lor. Și nu e ușor. Mai avem 3 minute. Spuneți-mi care mai este calendarul revendicărilor sindicale la nivel de FSLI? Vedeți, calendarul nostru se cam... Ne gândeam și vă spun, nu coordonat la nivel de federație. Ne gândeam să mai ne ducem să mai strigăm puțin și pe lângă partidele politice. Poate chiar să abordăm pe cei, iată, de pe listele de candidați. Și altceva mare lucru nu putem face acum, că intrăm în campanie electorală și o să fim acuzați de alte lucruri. Și așa mă întreba cineva la unul din presă, cineva din presă mă întreba de ce la Piatra Neamț și nu și în alte județe, că s-a mai făcut la București, dar nu în toate județe. Și vezi, doamne, că să nu fie cumva cu tentă politică, nici vorbe de așa ceva. Că mă întrebați cu ăsta, doamnă, ce se întâmplă? Ne bucurăm dacă o să fie niște alegeri corecte, dacă cei mai buni o să, dacă cei care au candidat și au devenit parlamentari o să facă ceea ce trebuie să facă pentru țara asta și pentru sistemul de învățământ. Nu are prea multă importanță pentru mine ca președinte sindicatului de învățământ Neamț, că este stânga, că este dreapta, că este mijlocul, să facă ceea ce trebuie să facă. Aș vrea să mai cunosc poziția Federației Sindicatelor Libere din Învățământ față de intrarea în vigoare la începutul acestui an a acelui regulament al elevilor, care a cam dat peste cap regulamentele. Vorbiți de regulament sau de statut? De statutul elevilor. De statut. Nu e nicio problemă, îl salutăm. Am spus și cu alt prilej. Dar cerem să avem și noi un statut. Adică dacă, iată, elevii au un statut, alte, foarte multe categorii au, cerem și noi un statut. Păi, care este? E un simulacru. Știți foarte bine că aveam o lege, un statut, o lege a statutului personal de act separat de legea educației. Și nu mai este în vigoare ăla acum? Păi, de când a apărut legea 1 pe 2011, ăla a fost înghesuit acolo, printre rânduri. Nu mai este. Vrem un statut. Deci legea educației, legea educației, statutul personal de să fie statutul personal de și comuniștii l-au avut. Noi l-am radiat în 2011 prin legea Funeriu. Și de ce nu-l elaborați? De ce nu vă bateți pentru el? Cum adică nu ne batem?
Banii bate în iar, dar să aibă și cine să ne audă, doamna Ordean. Că vedeți, lumea de foarte multe ori ne acuză și vine sindicatul. Doamnă, nu avem noi decizia. Noi încercăm să influențăm decizia. Decizia o au ăia, care îi alegem acum peste o lună jumătate. S-ar trimite mai multe cadre didactice în Parlament, dar știți că odată ajuns acolo avem și da. O groază de sindicaliști acolo. Oamenii care sunt oameni rămân personal didactic și când sunt în Parlament. Da, ați văzut că cel mai vocal comunicator al PSD-ului este fostul lider al Federației. Da, doamnă, și trebuie să spun aici pentru toți colegii că Liviu Marian Pop pentru mișcarea sindicală a făcut în continuare lucruri bune de acolo. Și vă spun despre faptul că prin lege avem cotizația reținută pe statul de plată, este un lucru extraordinar. Altfel, noi puteam să murim după ce în 2011 funeriul Samavolnic a spus să nu se mai strângă pe statul de plată. Nu? Deci, un lucru, dar nu numai ăsta. Uitați, și vă spun, în Parlament, există o inițiativă legislativă, plecat de la mine, doamnă, nu mai, ce zic, falsă modestie, adică eu n-am uitat că sunt cadru didactic pe discipline de specialitate și am încercat să fac ceva pentru învățământul profesional și tehnic. Nu o noutate, ci ce am găsit eu bun când am venit în învățământ prima dată. Și e vorba de burse pentru învățământul profesional, cei care vin în învățământul profesional. În momentul de față, bine, că am stricat destule și încercăm să reparăm, se dau 200 de lei pentru cei care sunt la școală profesională. Nu-i suficient. Mai ales că banii aia sunt folosiți undeva pentru ați pus degetul pe rană, tocmai se plângea într-o emisiune recentă domnul Vasile Balcan de faptul că există o criză fantastică pe piața muncii pentru că au fost desființate, distruse școlile profesionale. Au fost distruse. Sigur. Au fost trimise la fier vechi atelierele școală. Exact, exact, exact. Încercăm acum să le readucem. Vezi, doamne, și Uniunea Europeană ne-a arătat, vedeți că ați luat-o prea razna. Revin la inițiativa asta. Este o inițiativă prin care, este o modificare a legii educației, prin care se spune că copiii care vin la școală profesională primesc masă și casă gratuite. Le-am dau și acum, dar n-au cuie. Spunea cui să le dea? Cine să le dea? Uitați-vă, domnul Balcan, pe baza învățământului acela. Eu refuz să cred că dacă este un sistem de burse, nu se găsesc elevi pentru așa ceva. Uitați-vă, domnul Balcan susține că nu are cui să dea aceste burse, deși de 2 ani le sprijină. Cu Ion Nenescu de la Brad, vorbiți despre învățământul agricol și despre asta. Da, dual acolo, agricol. Dual agricol, dar nu avem numai agricol. Da, învățământul profesional agricol, situația este și mai grav. Dramatică. Și mai dramatică, așa este. Dar revin la inițiativă. Să știți că a trecut de Camera Deputaților, e drept tacit, și acum este la Senat. Și s-ar putea... Parlamentul viitor, aveți șanse să fie... Nu. Da, noi sperăm că și acum. Sperăm, avem legătura... Cam intră în campanie. Bine, până pe la începutul noiembrie se mai poate discuta. Poate da. De Dumnezeu, poate lunea viitoare, cum avem niște promisiuni, și ar fi un lucru extraordinar. Da. Vă mulțumesc pentru problemele ridicate și în această emisiune și vă mai așteptăm la Roman 24. Stimați telespectatori, vă spunem o zi bună, rămâneți în continuare pe Roman 24. O zi bună! La revedere!